Bună ziua și bine v-am găsit la online cu exerciții de matematică. Așa, mă trebuie respectat în numărul exact. De statul acela. Tu ai avut inițiativa asta și de ce să mai reuși el. Exact. Așadar, pornim de la treabă și zicem... Fie numărul natural, este vorba de un subiect, o limbă locală, clasa 5-a, 2015. Știi ce te-aș propune? Hai să discutăm în totalitate și acolo unde nu e, tu spui cum mai te-ai discutat, să fii pentru toată lumea. Și profităm de faptul că e un subiect complet. Da, corect. Subiectul 1. Se dă șirul de numere. Fie șirul de numere. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, punctul. Stabiliți termenul al 22-lea. Deci al mic. A indice 22 egal cu cine? Al 22-lea. Termen cu cine? Spuneți să stabilim dacă termenul al 22-lea din șir este pătrat perfect, nu? Stabiliți dacă termenul al 22-lea din șir este pătrat perfect. Dar trebuie să știm cine este. Cine este al 22-lea? Al 22-lea, păi, în șir se numește din 3 în 3. Și atunci poate să fie scris sub formă de 3K minus 2. Deci, numele acesta, 3K minus 2, sunt 3K plus 1. De ce? De ce? De ce ești supărată cu 3K minus 1? Hai să vedem. Deci eu spun că A, K, egal cu 3K plus 1, 3K minus 2, zici tu, da? Cu mâna ta, 3K minus 2. Când K este 1, Daria, cât este primul termen, A1? 3 minus 2. 3 minus 2 este ca 1. Când K este 2, al 2-lea este... 6 minus 2, 4. 4. Deci e bine. Rețeta e bine, nu? E bună. 3 ori 2, 6 și cu minus 2, 4. Și în general, al 22-lea, al 22-lea, cu cine ar fi egal? 3, 4, 22. 3K minus 2. Adică, egal cu 3 ori câte? 3 ori 3 ori 22. 3 ori 22. Așa vreau. 3 ori 22 minus 2 și care face 66 minus 2 face 64. Este 64 pe care da. Răspunsul. Deci autorul și-a pus la dată să vedem dacă găsim. Atunci răspunsul A22 este egal cu 3 ori 22 minus 2 și te dau cu 64, care e dat loc la a doua. B. Aflați termenul 2015 din șir. Deci ai indice 2015. Te dau cu cine? 2015 ori 3 minus 2. Așa va fi, da? 3 ori 2015 minus 2. Și care îmi dă ca rezultat? 6045 minus 2 6043. Acesta este numărul rezultat. 6043. Bun. Subiectul 1 l-am văzut. Subiectul 3. Yes? 3. Nu este subiectul 3. Yes, bye. Calculați suma numerelor naturale cu vechime de 400 și 600, care împărțit la 12 și de aia restul 10. Deci se calculăm toate numerele cuprinse între 400. Deci e vorba de x, i, x și nu știu câte sunt acolo, între 400 și 600, care împărțite la 12, acești x și i, să fie de forma împărțit de la 12. Deci, de forma 12 ori i
sau K, XK, vreți să zici XK, 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 12 ori K, da? Plus 0, pentru că trebuie să fie restul 0, nu? Și restul să fie 10. Nu, 0 scrie. Vă să vă dau restul 10. Ia nu fac restul, că da, restul 10. Deci să găsim noi toate numerele dintre 400 și 600 care împărțite la 12 să dea restul 10. Puteți găsi pe primul număr? Păi, pe 12 ori 34, nu, 12 ori 28, fac 12 ori 34, fac 408, plus 10, 418 și împărțit la 12, 34 ori 10. Deci, să înțelegem așa. Aici, lui K, putem să dăm diverse valori până îl depășim pe cine? Pe 400. Și dacă lui K ar fi dat valoarea, altă idee? Da, puteți să împărțim pe 400 la 12. Deci 400 să-l împărți la 12, iată o idee bună. El spune așa, 400 împărți la 12, merge de câte ori? Acolo merge de 3 ori. 3 ori, 3 ori de 36, da? 40. Merge iarăși de câte ori de... Mai merge de 3 ori? Merge. Da. 36. Și îl pune pe 4, da? Deci pe 400 scriem așa, 400 egal cu 12 ori 33 plus restul 4. Și cea mai mică înseamnă că e următorul. Dar nu am putea să adunăm 6 la acesta ca să aibă restul 10? Sigur că da, că restul trebuia să fie 10. Deci lui 4 îi adăugăm 6 și apoi restul 10. Da, altă idee ar fi să facem 12 ori 34, că el e cel mai... 12 ori 34. Dă 33 pe egal după. Dar 12 ori 34 plus 10, ca să plăm pe egal după. Da, nu trebuie să luăm cel mai mic. Și nu cumva 404 e cel mai mic? 406, pardon. 406, ia să vedem. 406, 406, împărțit la 12, cine urmărește? Merge de 3 ori? 36. Tot 4. Da. 46. Iar de 3 ori? 3 ori, da. 36 și rest 10. Ăsta e cel mai mic. Tu mă duceai la altul mai mare, da? Deci, în clipa asta, pot să spun așa. Am 400 mai mic decât 406, și ăsta e primul. Apoi, care ar fi următorul? Mai mic decât... 408. 412. 412. 412 ar fi cel care se împarte, exact, adică și 412. Păi da, și apoi apoi adăugăm 10. 412 și adăugăm 18. 418. Adună un 12, mă. La 406 adună un 12. Știi de ce adună un 12? Că va veni împărțirea la 12. Deci tot diferența va fi 10. Așadar, următorul este 400... Cât am zis? 418. Apoi următorul, Davide, care ar fi? 430. 442. Da? 434. 454.
Acum ar trebui să-l împărțim pe, ca să știm foarte bine, ar trebui să-l împărțim pe cine? Pe 600? 600 la 12. Da? Ca să ne putem apropia de el. Deci vine 600. Ia să vedem. 600 împărțit la... Aici de exact. 12. De exact. Da, de 60. Egal cu 60, da? Da. 6 ori 12, 60. 50. 50, mă scuzați, nu, 50. 50. 50. 50. Da. Așa. 50. Și? Trebuie să ne adăugăm 10? Ca să dea 10. Nu-i 600. Cine este? Păi scădem un 2, scădem mai întâi ca să se fac și apoi adunăm 10. Da. Scădem 2 și plus 10, adică minus 2. Deci... Un 2 scădem. Da. Deci care ar fi ultimul? 598. 598 ar fi ultimul, mai mic decât... Mai mic decât cine este? Decât 600. Deci noi trebuie să facem suma acestor numere. Începând la 406 până la 598. Da? Adică 400. Nu a zis așa autorul? Zice, face suma numerelor cuprinse între 400 și 600. Adică noi ești de la 406. De la 406, sigur. Deci nu vreau o vitrimă tare, aia oprește-te un pic. Nu mă interesează să ne apuc de sumă. Nu mă interesează suma, vreau să gândim problema. Deci, da, bine, asta așa. Găsiți toate numele cuprinse între 400 și 600, care au calitatea că împărțite la 12, toate se dea restul, cât se dea restul? 10. Da. Toate, primul care are calitatea asta e 406. Deci el are calitatea asta. Și până am tot adunat 12, 12, 12, plus 12, plus 12, până ne-am dus la 598. De acord? Da. Ei bine, acum avem de calculat suma IES, din calcul 406, plus 418, plus mai departe, plus 598. E egal cu? Păi, suma Gauss, nu? Da. Suma Gauss. 598 minus 406 împărțirea, tot împărțirea aveți pe ce plusul. Asta ca să avem numărul lor. Păi da, numărul lor și apoi... Deci primul plus ultimul, formula așa spune, primul plus ultimul... Împărțit la 406 plus 598, da? 406 plus 598, totul de împărțit... Pardon, mulțit cu numărul lor. Numărul lor. Da, 406. Așa, trebuie să fim... Primul plus ultimul, da? Și acum facem 598 minus 406 ca să avem numărul. Deci acum numărul lor. Numărul termenilor. Este egal cu datele. Cu cine? Cu 598. 598 minus... 406. Totul e împărțit la? 12. La 12. La 12. E de 12 în 12. 12 plus 1. Și facem, cât ia să vedem? Face 17 de prin total. Și plus 1 și tot. Da? Deci un plus 1, da? Da, tot plus 1. Ia vedeți voi dacă așa este. Dar vreți să fac și pe calculator să vedem? Nu, faceți voi împărțirea asta. Păi, 192. E 192, da? Da. Da. Împărțit la 12. Deci, calcul 192 împărțit la 12 plus 1. Da. Ia, vedeți cât face. Păi, face 16. O dată. Apoi 16 plus 1, 17. Deci, egal cu 17 de ani. Și acum facem 17. Așadar, vom spune... 406 cu 598 face... 998. 998. De ce? Am spus că acolo e 6, am spus că... Da, 406. 94, de fapt, da. 900, de fapt, 10.000... Stați. 1000. 1000. 1000. 1004. 1004. Așa am văzut. Da? 1004. Ori numărul lor, ori cât a spus,
17 supra 2. Supra 2. 1042. Și să fie egal cu 17 ori... 502 ori 17, nu? Și este egal cu... o nouă. 2 ori 17. Asta este răspunsul. Facem mulțirea repede. Ca să dăm și răspunsul. 8534. Răspunsul pare. Mai vedem o dată. Vedeți, nu ne depărtăm de exercițiul până când nu înțelegem foarte bine. Deci autorul a spus, găsiți toate numerele de formă. Multiplul de 12 cu 10. Nu? Multiplul de 12, adică împărțit la 12, să dea deci tu 10. Și ca să vedem pe primul care pornim, cuprins între numele astea, ca să vedem pe primul care pornim, da, bine ce am făcut, am împărțit pe 400 la 12. Da. Și am văzut că nu-i doresc 4 și cum am luat 6, 4, ca să dea restul 10. Și ca să completăm până la 10, am mai adăugat 6. Și atunci numărul, primul număr pe care îl găsim, 406. Și toate celelalte s-o crește în 12. Am 600, am împărțit la 12 și alea 50. Și am scăzut 2. Și atunci am avut 7. Am scăzut 2 de ce motiv? Pentru că trebuia să scădem 12 și să adunăm 10 și atunci am scăzut 2. Doi, pentru ca să dea restul 10. Și ne-a dat 798. Și am făcut exact, deci e foarte bine. Aici mi-am împărțit la, au fost 50 de termeni, nu? De 50 de ori, dar de fapt 49. Și din pace 33, parcă nu mi-am dat. Și cum se află numărul termenilor? Din 49 scădem de 33 plus 1. 49 minus 33 plus 1. Face, într-adevăr, 16 și 1, 17. Păi știi bine că au mers împărțire exact. Și am scăzut unul și și ne-am dus la 49-lea de succesiunii. Deci acel număr pe care îl avem aici, 598, e al 49-lea de aia. Din 49 am scăzut pe 33, am arătat un alt. Dacă făceam 50-lea. Păi, dar nu el acel 50, nu este al 50-lea termen, ci al 49-lea din tipul ăsta. Da. Da? Cel al 50-lea se învăță exact la 12. Ori nu mă interesa. Adică 600 nu mă interesa ăsta mai mic. Adică e vorba de 500, cât am zis, 98. El are calitatea asta de învăță la 12 și 12-0. Și el era al 49-lea termen. Da? Când împărțirea lui 598 merge de câte ori, vedeți voi? Merge de 49 de ori plus restul 10. Și din 49 scăzut pe 33, din ultimul la câte vedeți, scădem pe ăsta care era 33-lea plus 1, înseamnă că am aflat și aici numărul termen. Voi știați foarte bine cum anume să faceți. Vreți să vă citesc? Este la mine acum, hai să citesc eu. Da? Până aici, subiectul 1 și 2, l-am abordat, am văzut exact cum. Nu, 1 și 2 nu am văzut foarte dificil, dar să vedem ce spune la al treilea. Deci v-aș vrea să fiți? Un băiat face asta. Stai acolo. Nu se lasă chiar așa, cum se spune. Nu reacționează prompt, asta am să spun. Nu se lasă invitați. Bun. Și atunci, vedem la subiectul. Ia să vedem ce ne spune trei. Dacă vreți, poți să citesc pe trei. Citește-l tu ca să eu urmăresc. Fie M un număr natural minor. Hai să scrii fie M, aparținând numărul natural. Minor, steluță. Se consideră mulțimile. A este egal cu acolator, X aparține lui M. Toți și natural. Care proprietatea că X este egal cu 2 la N minus 1. X egal cu 2 la N.
Și N este N aparține cu virgulă, celălalt. N este un star? Da. N este un număr imens de A, adică nu și este... Și N este mai mic sau egal decât M. Și încă ceva de menționat, N mai mic egal decât zica. Și mulțimea de N, care este egal cu acolo, de Y aparține de N. Posibil și din N. Care, cu proprietatea că Y este egal cu 2 la N minus 1. 2 la N și minus N minus 1 sus, da. N minus 1 e sus, da. Cu proprietatea cu N aparține numerelor naturale virgule. Și N este mai mic sau egal cu N. A. Sunt mai multe. Întrebări. Amin. Amin. Stabiliți? Așa. Stabiliți de ce mulțimea A intersectat cu B nu poate avea mai mult de un termen sau un element. Deci, cardinalul. De ce cardinal? De ce cardinalul? Cardinalul lui A intersectat cu B. Nu poate e mai mic egal decât 1. Nu poate, nu poate să fie mai mare ca 1. De ce? Da. De ce nu poate avea mai mult de un element? Da. Adică de ce cardinalul este mai mic egal decât 1? Cel mult 1. Păi, deci... Adică... Stai, să vedem. Apoi, B mic. B. Determinați numărul N, știind că mulțimea A de unit cu deci B... Deci e egal cu cine? Știind că mulțimea A de unit cu B, conține doar numere constructive. Așa încât A de unit cu B egal... Numere constructive. A de unit cu B egal elemente consecutive, da? Da. Adică e cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Ce? Ce? Determinați valoarea minimă a numărului N, astfel încât propoziția 1023 a parținerului A să fie adevărat. Deci, e egal minim. Cine este el cu valoarea cea mai minimă? Așa că propoziția... 1023 a parținerului A. Să găsim în mulțimea. E adevărat. Să fie adevărat. Da? Da. 1023 aparține. Deci propoziția asta să fie adevărat. Și de care este valoarea maximă a numărului N dacă mulțimea B conține exact 8 pătrate perfect? Deci, N egal maxim. Care e valoarea maximă a numărului M dacă mulțimea B? Dacă mulțimea B conține exact 8 pătrate perfecte. B egal conține 8 pătrate perfecte. Bun. Începem problema să vedem cum gândim. Eu și-o întreabă. Da. Deci, să înțelegem bine exercițiul. În A punem tot și și de forma 2 la N din care scădem 1. Ați putea să începeți cu niște exemple? Când nu este 1. Nu, 1, 2. Nu este 1, atunci X este egal 1. Când în A întâi A minus 1, apoi, când nu e 2. Când nu este 2, atunci X este egal 3. 3, da? 3, 3. Adică doar în realizare. 1, 3. Adică în mulțimea asta. Deci, vedeam, 2 la 5. 2 la 5. Fac 32 minus 1, 31. Adică mulțimea mai zice și e. Poate numele impare? Da. Presupun că da. Așa vedeți. Stați cu
2 la 4, 16. Păi era 15. 2 la 3. 2 la 3, 8. Minus 1, 7. 7, da. De la. Deci, 500 de numere în bani în sensul de consecutive. Nu. Aha, am înțeles. Nu sunt consecutive, da? Hai să le vedem. Amare. Amare ar fi egal. 1, a spus 1 parte, da? Da. Apoi 3, apoi 7, e bine, apoi 15. Ei, sare peste cine? Peste 9, peste 11. Deci nu sunt toate numele impare. Nu sunt toate numele impare consecutive. Păi da, nu, nu, nu. Deci vorbă, da? Apoi ar fi... Apoi ar fi... Apoi ar fi 31. 32, da, pe de 32, cât de la 5, 32, scăzut 1, 31. Apoi ar fi, da, 63. 63. 102. Așa mai departe, chiar pe așa ar fi. Astea ar fi elementele și mulțimea B. Da. Ar fi egală cu. Dacă N ar fi egal cu 1, primul element ar fi 1, pentru că 2 la puterea 0 este egal cu 1. Deci cum nu are voie să fie 1, 1 minus 1 fac 0, 2 la 0 face 1, da? 1. Apoi următoarea. Au un element în comun, nu? Până acum. De adică la A spune că trebuie să fie intersecția. Au un element în comun până acum, s-ar putea să fie numai 1, nu? S-ar putea să fie numai 1, dar să tot vechim ea. Păi, ok, și ce? 2 minus 1 ar putea fi 2. Ia să vedem. Deci, că sunt numai 1. 2, da. Sunt numai 1. Deci, așa, da. Da? 2, nu? Apoi ar fi? Apoi ar fi 4. 4, apoi ar fi? Apoi ar fi 8. Că rămâne de la 3 la 8. Atunci, da. Așa că toate numele de mare. Toate numele puterea lui 2. Da, puterea lui 2. Adică 2, 4, 8, 16, 32. Așa mai departe. Este cât. Și în momentul ăsta putem să am dovedit că singurul element care are în comun este 1, pentru că la A restul sunt un pare și la B restul sunt pare. Asta am făcut. Deci, da. Am deci, în clipa asta, observăm că în B sunt toate numele pare cu excepția lui 1, da? Că sunt puterea lui 2, iar în C sunt toate numele impare, când nici a fost pare, a scăzut 1. Da? Deci, cum, pentru punctul A, spunem așa, că A intersectat cu B egal doar mulțimea elementelor, dar cu 1, singur element cu 1. Și atunci cardinalul A intersectat cu B egal cu 1. Nu poate să fie mai mare ca 1, fiind un singur element, din cauza că niciodată număr 4 nu va fi egal cu 1. Ideea e că, așa cum mulțumim avea, aici tot ar fi 1, păi încă ar fi ceva la 0. Și aici număr la 0 e 1. Da, deci ăsta de acolo pornește ăsta. Acum, întrebarea, cât să fie M încât reuniunea lor să facă numai numere consecutive? Nu. Deci, păi avem deja 1, 2, 3, 4, 1, dar nu mai avem 5. Dar nu trebuie să fie consecutive una după alta, adică 1, 2, 3, 4, 5, poate să fie... Nu se referă la faptul că, adică, să nu fie 1, 19, 14, adică să fie gen 1, 14, 19, dar să fie o diferență. Ia să vedem. Determinați numărul de timp, știm că mulțimea are un conținut doar numele consecutive. Păi doar numele consecutive. Păi 1, 2, 3, 4, 8, e număr consecutiv. Numai că nu este fix după, adică numărul consecutiv. Nu, nu, trebuie să le consecutive toate consecutive. Noi nu avem pe 5. Nici pe 6, nici pe 6, nici pe 9. Atunci trebuie să ne oprim la un anumit nu. Că totdeauna nu e mai mic decât nu. 1, 2, 3 și 4. La ce la fel trebuie să ne oprim? Deci nu cât să fie? N să fie, ba da. N să fie N-ul,
Da, trebuie să se oprească la 4. Pentru că acolo o să fie 1 și 3, acolo o să fie 1, 2 și 4 și o să fie 1, 2, 3, 4. Aici am avut pentru nu egal cu 1. Da. Nu egal cu 2, 3, 4, 5 și mai departe. Nu mai ceva cu 1, 2, 3, 7. La... Păi, asta e chestia că... La 2 trebuie să se oprească, domnul profesor, la 2. Pentru că mă avea 1, 2, 3. Da, și 4, de ce nu merge? Pentru că dacă s-ar opri, dacă ar trebui să se oprească la 3. Și dacă s-ar opri la 3N, l-am avea și pe 7. Dacă se oprește la 2, avem 1, 2, 3. Da. Deci dacă ne oprim aici, am numai 2 pași, 4 și avem 1, 2 și 3. Dacă mă duc la 3, deci dacă mă duc la 3, 8 și 7 și 4 și 7 și 4, nu se mai dă eu cu celălalt. Și atunci care este M, domnul profesor, cum ai să vedem pe M? Mână 2. Mână se apropie de mână. Deci răspunsul ar fi că M egal cu 2. Deci la punctul B, avem așa, pentru M egal cu 2, rezultă că A, A, B, mulțimea formată din elementele 1, 3, iar B egal cu mulțimea formată din elementele 1 și 2, și atunci are unicul B, conține doar elementele 1, 2 și 3. În concluzie, ăsta este momentul când ne oprim pentru M egal cu 2. Dacă M ar fi egal cu 3, atunci rezultă că A ar face 1, 3 și cât 1, 3 și 7, iar B ar face 1, 2 și 4, iar reuniunea are unicul B, ar conține elementele 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, că ne-am oprit la 2. Nu, nu, nu. Dar arăt că nu e 3, nu convine. 1, 2, 3, 4 și 7. 4 și 7. Și spune 4 și 7 nu sunt consecutive. 4 și 7 sunt consecutive. Deci, pentru numai mare egal de 3, se strică de jocul. Așa s-a fost, practic, explicat. Deci, pentru M, pentru M mai mare egal de 3, imposibil. Imposibil ca are unicul B, are unicul B, să facă numele, să conțină numele consecutive, egal cu funcția numele consecutive. Deci de aceea trebuie să ne oprim unde? Domnul profesor, trebuie să ne oprim la M este egal cu 2. Atât. Pentru a avea 1, 2, 3. La C, știu cum se... adică, pentru că înmulțimea A, X-ul trebuie să fie egal cu 2N minus 1. 2 la N minus 1. Și atunci 1023 trebuie să fie fapt 1024. 1024 e 2 la 10, minus 1, 1023, deci este la. E bun, nu? Atât. E bine? Da. Dar noi să facem pe M să fie minimul. Adică acum trebuie să vedem pe N, care cum ar fi N? Păi 10, M este 10. 10? Da? Ce-ar fi? 10, da. Cel mai mic număr care să asigure prezența la 1023 este 10, când numărul se apropie de M. Da? Cel mai mic, ca să-l asigur. Altfel, dacă nu-i, dacă nu-i mai mic decât 10, nu, nu este plasat acolo. Așadar, pentru punctul C, vom redacta așa. X egal de tipul 2 la N minus 1, care trebuie să fie egal cu 1023, rezultă că X-ul, rezultă că N de aici egal cu 10. Nu? Când vine 2 la N, hai să scriu mai clar, 2 la N egal cu 1024. Nu înseamnă că X egal cu 10. Și dacă X-ul este 10, atunci N, care e egal, N cu cine este? N mai mic egal ca M, rezultă M minim egal cu
10. Numărul mână fine este 10. Nu, x e 10. Nu e 10. Nu e 10. Nu e foarte 10. Nu este 10. Acum înțeleg cum mă gândesc că sunt dumneavoastră și acasă citeam de foarte multe ori și înțelegem și acum sunt aici înțeleg. Păi da, dar trebuie să facem un pic de efort să înțelegem problema. Ce mai să-ți faci? Dă seama pe cineva care să știe să explice. Că înțeleg și să explice așa de Păi trebuie să înțelegeți un lucru mai copil. Eu fac de o viață asta. Părinții voștri care cearcă să vă ajute, n-au fost profesioniști pe treaba asta. Și poate ori lui Dumnezeu să am și darul ăsta în încercarea de a mă face înțeles. Că sunt și colegi de-ai mei care repetă niște lucruri și care nu pot să ajung la sufletul vostru. Ce fac eu acum cu voi este un fel de a vă propune voi să vă angajați în problemă, să înțelegeți, să vă duceți spre problemă. Da? Și să aveți satisfacția asta. Așa e, când ai zis tu, este starea de bine care se instalează în sufletul tău, nu e nici problema, că e înțeles-o. Iar m-a ajutat foarte tare când spui, încă nu e clar acolo. Știți de ce? Că trebuie să fac efortul să găsesc forma de exprimare și mai adaptată nevoilor de ghiștiu respectiv. Mergi mai departe. Acum este la fel pe maximul de n, care vezi să conțină pătrate perfecte. Păi, din câte am scris noi, n-am scris până acum b conține numai 2. Adică am scris b 4 și pe 16. Dar și 1. Și 1, corect. Și 4 și 16. Și trebuie să mai scrie 5. Și următorul e 64. Da. Următorul e 64. 64 e pătrat perfect. Deci 64. 8 la 64, 8 la 2. Nu? Da. Pătrat perfect. 8 la 2. 8 la 2. Da. Scriem și pe 64. Să scriem puncte, puncte, ar fi 64 aici care s-a numărat o fac. Poate 81. Deci 81, dar apare el ca 2 la? Nu, nu, 81. Da, da, să fie 2 la ceva. Ba nu, trebuie să fie 9 la 2. Nu, dar nu. Hai să mai luăm mai ușor. Vedeți, trebuie să le găsim. O pătrate, ne spun, dacă le căutăm pe toate... 1024. De ce? 1024 este pătrate. Dar vedeți, tu corect. De ce? Domnul, trebuie să le găsim pe maxim, nu pe minimum. Trebuie să le găsim pe cele mai mici pătrate perfecte. Da, trebuie să le căutăm pe... Ca să ajung la 8, ca să ajung la 8, trebuie să văd cât... Păi da, putem să le ducem tot așa, nu? Dar crezi tu că 1024 e pătrat perfect? Perfect. Dar de ce? Nu, nu este adevărat, că e 2 la 10. Și 2 la 10? Da, da. 2 la 10. Atenție, 2 la... Până la 9 la 2, cât faci, domnul profesor? Dar 2 la 10 nu putem să schimbăm pătrat perfect? Cum ar putem? 5 la... Cum să schimb ăsta ca pătrat? Nu știu, nu am întrebat. Uite, 2 la puterea 2 la 5. Care să fie 2 la 5, 2 la 2. Deci la 2. Deci, bună, deci la 2 face... Și până în momentul ăsta... Cât e 2 la 5? Păi la 2 la 5 nu e bun. Nu știu, cât e? 2 la 32. 64. 32 la 2, fac 1024. Super! Păi mai este nevoie să te spui, Daria, oare era nevoie să faci testarea asta când ai reușit ceva la a doua? Nu mai e treabă! Dar puteți să vă găsiți părintele următoare. Dar știți care este problema? Toți, toate puterile care au exponent pari. Deci toate puterile care au exponentul ăsta par. Iată ce idee deșteaptă are acum. Se prinde de poartă. Că 10 ăsta e deștept. Că pe 10 zicem 2 ori 5, Davide. Și dacă zicem pe 10 2 ori 5, atunci trebuie să fii la a doua. Și atunci întrebarea ar fi, 2 la puterea n minus 1, asta este, da? 2 la n minus 1, trebuie să fii scris ca fiind 2 la ceva, abar n-am, tot la a doua. Domn' profesor, numai că noi trebuie să găsim maximul de n. Păi da, dacă aveți exponenți.
Adică mă tot duc înainte până acoperi pe cei 8. Da. Pe dacă noi avem 4 până la 64. De fapt, 4 avem până la 64? De fapt, trebuie să găsim toți exponenții impari, pentru că este plus 1 și când scădem exponentul va fi... Păi, acum ce facem? Continuăm până la 1024 și vedem câți avem. Și n-ai putea să mă ajuns tu să-ți spui câți avem? Mă place să-ți spui câți avem. Cine îmi spune până la 1000, dacă îmi spuneți asta, am spune. 6. De unde știi, mă, că 6? Că avem 0, 2, 4. Păi sunt numărați 0, 2 la 0 face 1. Când e 1 aici, 2 la 1, 2 la 1, 2 la 1. Deci sunt numărați aici. Adică sunt 6, că 5 și 1. Că de la 0 până la 5 sunt 6. Fi maxim 13. El poate să fie maxim 13. De ce? Câți trebuie să de toți aici? Câți trebuie să 8. Adică vreau să avară 2 la 8, totul la a 2. Ca să am 8? Sau și la 7 e bun? Nu, la 8 dacă nu e cât nu la 7. De ce la 7? La 7. Pentru că mai e și numai în sine. Deci la 7 pentru că și 0, că 2 la 0 face 1. Adică de la 0, 1, 2, 3 până la 7 sunt 8 termeni. M poate fi 2 la 7, 3, 5, 3, 2 la 7, 3. Deci 7 ori 2 e 14. 15. Și 14, de unde a fost obținut? 14 scăzut de 1, 1. Deci M poate fi M, 15. 15. Maxim. Deci M trebuie să fie maxim 15, M are voie să fie până la 15, când M este 15, da, vede? 15 minus 1 face 14 și 2 la 14 să scrie 2 la 7 totul la 2. Da. Și aici avem pe cei 8. Nu trebuia să-i găsim, să-i numărăm. Ci poartea toată a fost asta. Eu v-am atras atenția că 2 la 10 pe care îl scriem ca 2 ori 5, pentru că v-am trimis spre varianta asta descrierea puterii de sus, ca puteri mare, zis el. Da? Că numai atunci poți să spui ceva totul la a doua. Adică în clipa în care nu minus 1 este 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Atunci toată povestea este rezolvată. Deci, practic, deci, trebuie să fie 2 la 7, titlul la 1. N-1 trebuie să fie egal. N-1 trebuie să fie egal cu 0, cu 2, cu 4, cu 6, cu 8, da? Cu 10, cu 12, cu 14. Sunt 8? Da, 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 e minus 1 aparține, așa vă spun. Da, sunt 8. Aparține, mulțime, acestor elemente. Și în momentul ăsta... Adică, altfel spus, M... Și M-ul poate să fie maxim... Nu-i cu mine, egal decât M, înseamnă că M-ul va fi luat de dat cu 15, da? Și atunci M-ul e maxim 5. Da. Ah, și M-ul e 4 maxim. Deci M 15. Este egal cu 15, și pentru că M este până la 15, dar cum este M minus 1, da? Deci se scade obligatoriu 1, înseamnă că e perfect așa, M maxim posibil este 15.